La Târgu Lăturii al României, la standul asociației Lete. Iar sâmbătă pentru cei care nu au reușit să ajungă. Lumea a fost la Vama Veche, dar Vama Veche nu a fost în lume, așa încât am adus noi Vama Veche aici în lume, la scena națională, la Târgul de Turism al României. Avem mai multe premiere. În primul rând am lansat împreună cu Ministrul Turismului filmul oficial de promovare Mamaia 2017. Avem apoi Comuna Jurilovca alături de noi, cu pește, cu icre, cu preparate tradiționale. Avem crame de vinuri dobrogene, avem meșteri populari, avem orașul Cernavodă, care este poarta de intrare în județul Constanța, și așa cum spuneam, Delta Dunării și mai ales Vama Veche. Trebuie să revin permanent la Vama Veche, pentru că este o premieră pentru noi să aducem un brand puternic pentru turismul românesc alături de Asociația Litoral Delta Dunării și să construim o imagine practică a unui produs turistic solid, foarte, foarte cunoscut deja, un produs pe care deja îl promovăm la multe târguri internaționale și iată la Târgul de Turism al României. Câteva cuvinte despre filmul de prezentare al stației. Da, este un film extrem, extrem de reușit. Noi am lansat un teaser în decembrie, a devenit viral pe rețelele de socializare în numai 2 zile. Ne-a surprins și pe noi efectul, trebuie însă să recunoaștem că am creat un film în care vedetele sunt atracțiile turistice ale stațiunii Mamaia. Desigur, n-am surprins doar stațiunea Mamaia, ci tot ce înseamnă o vacanță la Mamaia, deci tot potențialul turistic practic al județului, dar trebuie să spun că sunt acolo imagini din toate evenimentele care se întâmplă în realitate în Mamaia, într-o vacanță a unui turist. Așa încât spun fără îndoială că avem cel mai puternic film de promovare. Cu ce atrage litoralul față de alte zone? Cu ce este în evidență în acest an? Sigur, cele mai mari evenimente. Mizăm foarte mult pe evenimente și ne-am organizat un calendar foarte bogat pentru toate segmentele de turiști, pentru toate gusturile și bugetele, astfel încât fiecare să găsească ceva la Mamaia. Dar marea noutate este faptul că am reușit să conectăm Constanța cu orașe din România. Este vorba de Timișoara, este vorba de Cluj, este vorba de Oradea și de Iași. Lansăm de asemenea premieră zboruri practic către orașe din Europa și reușim astfel să deschidem noi piețe internaționale către litoral și Delta Dunării. Cum vi s-a părut clipul de lansare al stației? Și mai dulce pentru cine dorește. Și deci mi-a arătat că, mi-a arătat că reprezintă tot ce poate și ce există în stațiunea Mamaia și nu numai. Asta ne arată că poate să ofere tot ce se poate pentru a avea un sejur cât mai complex și cât mai bun în stațiunea Mamaia. Sunteți constanțean, așa că din perspectiva unui constanțean aș vrea să invitați turiștii români și de ce nu și pe cei străini la mare. Ce vor vedea acolo, de ce se vor bucura într-o vacanță la mare? Deci, în calitatea mea de ministru al turismului, trebuie să invit cetățenii români și cetățenii străini să vină în România, și asta îmi doresc, să vină cât mai mulți în România, românii să-și descopere sau să-și redescopere România, iar cetățenii străini să vină să descopere România, pentru că avem ce să arătăm, avem ce să oferim. Dacă ne referim punctual la județul Constanța sau județul Tulcea, gândiți-vă că avem o minunăție a naturii care se numește Delta Dunării și acolo se poate vedea, observa o varietate foarte mare a naturii, a păsărilor, a tot ce înseamnă natura românească.
Iar în ceea ce privește stațiunea Mamaia, stațiune de pe litoralul, litoralul Mării Negre, oferă orice și orice se poate pentru a avea un sejur complet și complex, dar nu trebuie să uităm tot ce înseamnă partea de cultură, tot ce înseamnă obiectivele culturale, care trebuie puse în valoare și de aceea o să fac tot ce îmi stă în putință și prin parteneriatul care voi avea cu Ministerul Culturii, în așa fel încât obiectivele culturale să intre într-un circuit turistic complex. V-a făcut ceva cu ochii din acest târg? Unde veți merge în vacanța anul acesta? Deocamdată n-am mai fost în vacanță de anul trecut, când am avut-o la Brașov, în județul Brașov, mai exact pe lângă Râșnov, și nu știu unde voi merge anul ăsta, pentru că deocamdată nu prea ajung acasă. O să vedem. Dar voi fi cu siguranță, începând cu luna aprilie-mai, voi veni și voi participa la comandamentul pe deschiderea litoralului românesc. Complexul Sunrise este un complex de 3 stele, situat în Grișan, în inima Deltei. Noi venim anul acesta cu oferte atractive de hotel, unde avem 28 de camere, dar și cu 10 bungalouri. Într-un specific tradițional pescăresc al Deltei Dunării. Am văzut, aveți niște bunătăți pe acolo, niște mâncare. Ce gen de mâncare găsește turistul care vine acolo? Toată lumea își imaginează că e vorba de pește, dar presupun că sunt și alte mici bunătăți. Desigur. Cred că toată lumea cunoaște că în Dobrogea sunt foarte multe etnii. Mai ales în Delta Dunării avem foarte mulți ucrainieni, lipoveni, care și-au păstrat tradițiile de-a lungul timpului. Iar ei fac bunătăți, în special din pește. Și peștele este pescuit în Dunăre. Este totul proaspăt. Este totul proaspăt și este de foarte multe ori gătit de cei de acolo, localnici. Pentru că noi foarte mulți avem bucătari dintre localnici, dintre săteni. Iar ca bunătăți specifice al complexului Sunrise este borșul pescăresc servit pe malul apei pentru turiștii noștri. Dacă tot ați vorbit despre Sunrise, cam cât ar costa o vacanță, un sejur, și o săptămână de stat la pensiune sau un weekend, ca să luăm așa extremele, un weekend și o săptămână? Prețurile nu sunt foarte mari, pentru că noi ne dorim, pentru toate categoriile de persoane, ne adresăm categoriilor de persoane, prețurile nu sunt foarte mari, de persoană de la 125 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Ofertele de Paște sunt foarte atractive. Avem 3 nopți la 540 de lei cu masa festivă de Paște, cu mic dejun, iar noi le putem oferi turiștilor foarte multe excursii pe canale și pe lacuri și de altfel prânzuri pescărești și cine pescărești absolut fenomenale. Iar o vacanță în Delta Dunării, mai ales de Paște, putem să mergem la Mănăstirea Sahalin, ce este minunată, este singura din Delta Dunării și turiștii pot simți chiar pe pielea lor tradițiile de Paște din România. Am fost acolo.ro, puteți să spuneți că ați fost chiar și aici la Târgul de Turism. Încotro îndreptați pe turiștii români în acest an? Bună ziua! Am fost acolo, este cel mai mare site de impresii turistice din România. La noi își găsesc loc o multitudine de destinații locale, naționale, internaționale, de croazieră. Îi îndreptăm către destinațiile pitorești de la noi din țară, cele din Bucovina, din Dobrogea, litoralul românesc, dar și către destinații exotice, Thailanda, India, asta pe baza impresiilor care sunt scrise la noi, pentru că utilizatorii care scriu la noi, la rândul lor se informează, întorc răspunsul și scriu despre vacanțele lor. Ok. Din oferta prezentă la Târgul de Turism în acest an, ce v-a tentat? Poate chiar și personal, ce vă tentează de aici? Sincer să fiu, încă nu am avut timp să parcurg standurile așa cum ar fi trebuit. Am remarcat, în schimb, oferta unor agenții de turism din Turcia, care vin cu pachete foarte atractive. Știm cu toții că Turcia a avut o perioadă în care a suferit puțin tăl de pe urma vacanțelor. În schimb, acum au câteva oferte care chiar merită și sunt de luat în seamă. Mulțumesc.
Ca să nu mai spun despre litoralul românesc, care litoralul românesc, așa cum știm, atrage din ce în ce mai mulți turiști. Investițiile care se fac acolo sunt de bun augur pentru turismul nostru. Ce aduce Cernavodă la acest târg? La acest târg aducem în primul rând gânditorul, care reprezintă simbolul orașului Cernavodă, ce se regăsește și pe stema municipiului Cernavodă. Și totodată vrem să promovăm obiectivele turistice ale orașului, și anume începem în primul rând cu gânditorul și de fapt grupul statuar Gânditorul și Femeia Așezând. Apoi ne focusăm pe alte obiective turistice, ca de exemplu valurile de piatră dintre Cernavodă și Constanța, locurile fosilifere, Cernavodă, Aliman și reciful neojurasic de la Topalu. Avem un pliant și cu promovarea Casei de Cultură Ide Chirescu. De asemenea, Muzeul de Istorie și Arheologie Axiopolis Cernavodă apare în produsele noastre de promovare. De asemenea, Centrala Nucleară și Ecluza Cernavodă reprezintă un alt obiectiv turistic și promovăm și Creama Hinog. Se poate observa în zona din spate cu vinurile alese din podgorile locale. Spuneți-mi, cineva care vine la Cernavodă, se aștepte mai degrabă la o vizită de weekend, de o zi sau de două zile, sau poate să stau pe perioadă mai lungă? Ce le recomandați celor care vin acolo? Celor care vin în Cernavodă îi așteptăm cu mult drag și le recomandăm toată gama de oferte de cazare. Oferte de cazare, începând de la cel de o zi până la cel de două zile, de weekend sau și așa mai departe, pentru că sunt obiective turistice care merită vizitate și sunt pline de istorie. Meleagurile cernavodene au o istorie milenară și, în primul rând, Gânditorul și Femeia Așezând, acest grup statuar, reprezintă un mare simbol, și pentru că s-au descoperit acolo pe dealul Sofia în anul 1956 de către arheologi și reprezintă, așa cum a declarat Comisia aceea internațională din anul 2000, în jurul anului 2000, reprezintă aceste statuete. Sunt probabil că motoare de promovare care sunt pot fi promovate în întreaga lume și ne pot reprezenta pe noi cu frumusețe pe plan local, regional, dar și internațional. Mulțumesc mult de tot și succes la tău! Vă mulțumesc și eu și îi așteptăm pe vizitatori să ne vadă standul. Cei care vin la mare, ce găsesc la pescăria lui Matei? Deci, bună ziua, nu am stand, sper că de la anul să fiu și eu prezent. Am venit doar să-i susțin pe prietenii și cei care reprezintă litoralul Mării Negre. Ce poate să găsească? Numai lucruri bune. Pește proaspăt, mare, litoral, cam tot ce avem pe litoral. Pescăria ta a devenit legendă, s-a ridicat foarte, foarte mult și asta și datorită produselor proaspete pe care le găsești ei de acolo, pentru că băieții tăi merg pe mare și le aduc în fiecare dimineață. Spune-mi, ce recomanzi celor care vin la pescărie și n-au mai gustat din bunătățile de acolo? Deci, dacă vin la mine, să încerce așa, de să spună tot ce e de al meu, să nu meargă pe dorada, pe levrec, pe chestiile astea, să meargă pe aperitive făcute de noi. Și aici nu neapărat noi, mai sunt și alte firme de peritoral care fac așa ceva, deci să meargă pe produse făcute în casă. Să spună, nu e nicio problemă, să vorbească cu ospătarul, să comunice și tot timpul să meargă pe varianta ce-i făcut de noi. Asta înseamnă, ei crede, știu că niște chifteluțe... Știu că pește afumat, cârnați de pește afumat, midii marinate, midii afumate, midii pane, avem tot felul de surprize. Trebuie spus că... Mai sunt iar reușit, doar să rate puțin... Dacă nu avem icre negre, mergem pe icre de știucă natur, pâine și unt. Trebuie spus că pescăria lui Matei e deschisă și în extra sezon, deci lumea vă găsește deschiși chiar și în această perioadă. Da. Deci ne găsește chiar și în această perioadă, în afară de Revelion, Crăciun și o zi de Paști, când și noi suntem la șpriț, poate să vină oricând.